Close your eyes. Ce faci? Get some rest. Fiecare lucru să aibă locul lui. Lay your head on my chest. Astea sunt fructele și legumele luate de rând. Uitați un pic, 38,5. După cât ceasul este 10,38, imediat am. But I'm right here, it's gonna be okay. Ba ba ba. Da da da. De? Mama? Good morning! Bună dimineața! Voiam să vă zic că am improvizat o rețetă de clătituțe din astea mici și mă gândeam să vă spun și vouă pentru că sunt foarte gustoase și mult mai sănătoase față de clătituțele pe care îi le fac în mod obișnuit fetei. Să vă zic ce am pus aici. Știți, ca seară, în acest pahar am pus lapte, făină de ovăz, niște in măcinat și semințe de chia. Ei bine, am luat de aici 5 lingurițe, am amestecat împreună cu o banană pasată, 2 linguri de făină, puțin praf de copt și puțin lapte. A ieșit o compoziție ușor groasă și apoi le-am pus pur și simplu în tigaie. Adică așa. Le voi lăsa să se facă la foc mic spre mediu. Ah, și am pus și puțină miere. Acum e momentul adevărului, puteți să omiteți mirea. Poftă bună! Nu așa, măi, cu mânuța, măi. Cu mânuța, măi, cu mânuța. Haide! Papă, neam, neam. Bun, delicios! Delicios. Pasi? Pasi? Place? Delicios. Bravo. Bravo. Papa, niam niam. Gurița. Bravo. Gata și pachetelul. Am pus acele clătituțe, un iaurțel din acesta, o brânzică de la Danonino, castravete roșii și cașcaval. Da, mă duc să-i fac ghiozdănașul și după ce fac ghiozdanul, mă duc să trezesc. Sper să mănânce cât mai mult de aici. Pa, mami! Mi-am făcut aici o salată mare, pentru că vreau să-mi țină de foame câteva ore. M-am reapucat de dietă, Arina, pentru că am făcut o pauză de o săptămână. Am venit la bucătărie și am băut apa cu lămâie și am uitat efectiv să mă cântăresc, azi fiind 1 februarie. Ce mi-am pus aici? Un mix de salată cu rucola, spanac, nu mai știu ce conține.
Am pus jumătate de avocado, roșii cherry, ceapă roșie și o bucățică mică de castravete. Și aici am niște semințe de cânepă. Da, și am condimentat cu sare și zeamă de lămâie. Astăzi este zi de vitamine, adică am început din nou dieta Arina, dar de unde am lăsat-o? Adică astăzi ar fi zi de vitamine. Asta mănânc eu acum, bolul acesta mare, mă duc că nu mai pot de foame. E așa, mi-l lăs să-l trezesc, dar nu am nicio variantă, trebuie să îl îmbrac și să mă duc după Tiara. Răzvan e la muncă. Dar mi-e așa de milă, deci asta cred că este partea cea mai urâtă la adus fata de la grădinița, că trebuie să-l trezesc pe Noia, se suprapune cu somnul lui și nu a dormit foarte mult, să știți. Despre asta vorbesc. Haide, trezește-te. Îmi pare rău. Îmi pare eu. Îmi pare rău. Iartă-mă, iubitul. Hai să mergem pe dadușca. Da. Bine? Ești bine? Ți freza ai tu, cornițe? Haide să te îmbrac. Trebuie să ai mare grijă. Dar trebuie să ai două mare grijă de el. Și haide să întindem. Că eu fac un scăldăriu cu... Nu pot să văd, nu pot să întind, nu pot să văd, nu pot să întind. Astea mici, cum ar fi șosetele, le punem pe calorifer. Ca să se usuce mai repede și mânușa, da? Întindem pâzițele, prosoapele. Ce întinde peste doi? Bluzițele, prosoapele, pantalonașii, da? Și șosețelele, chiloții și mănușa, întindem acolo pe calorifer. Și astea trebuie pe stand-ul. Astea trebuie pe stand-ul, da. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Voiam să vă spun că am desfăcut un pomelo și mâncăm împreună și copiii sunt foarte liniștiți. Iana! Bună loc! Iana! Iana, dar nu fii și eu, nu? Da! Vreau să mor din astea! Din astea vă să mor! Zica! Îi dau ție. Îi dau și nu, nu-i dau pe jos.
uitați un pic, 38 cu 5. După câte zile? 3 zile, luni, marți și miercuri. După 3 zile de grădiniță, muci, febră. Nu știu voi, dar eu una am niște copii așa de bolnăvicioși. Și așa m-am săturat de toate răcelile astea. Nu știu, chiar nu știu. 3 zile am dus la grădiniță. 3 zile. Și e plină de muci și febră mai nou. Îmi vine să plâng, sincer. Chiar îmi vine să plâng. Mi-am făcut aici o salată cu mix de salată, fasole, ceapă roșie, ton, zeamă de lămâie, sare și uleiul din conserva de ton. Cred că n-am omis nimic. Dar oricum foarte gustoasă. Am fiert ieri fasolele, năutul. Ceasul este 10:38. Imediat va merge soțul după tiara la grădi. Eu mănânc salata la televizor și mi-am pus un serial. Nu, da. De la mâncarea. Da. De la mine. Și ce ai zis? Am cedat-o. Cum să ceri, mami? Cum să ceri? Ce ai spus? Ce ai spus? Hei, nu voie. Așa ai spus? Da. De ce n-ai împărțit mâncarea cu ea? Și ea ce a zis, tati? Ce a zis, fetița? A zâmbit. A zâmbit? Da. Și nu a vorbit. Nu a vorbit? Nu. Și până la urmă ai împărțit cu ea? Nu. Și cum ai zis că o cheamă? Sofia Ivanu. Da. Rafaia pentru popcorn. Pentru? Popcorn. Popcorn? Pentru da. Popcorn. Cu castravete. Castravete, da. Da, pentru noi, ca să nu mai avem așa mult. Ca să nu mai cai noi. Da, mă rog. Așa. Și banane. Că îi place să mai mână două bananele. Așa este, îi plac cel mai mult. Ție îți plac bananele? Nu. Nu prea, nu? Nu prea. Nu, doar nu mai. Noa, ce faci, băia, că le voi grăbiți, băi? Tic-dim. Hai, mai scoate altceva din pungă. Ce e acolo? Adei. Capia? Are capia. Bine, hai să vedem ce mai avem aici în pungă. Hopa. Chementine. Mozzarella. Mozzarella. Mie nu mi place avocado. Nu știu ce e asta. Este brânză de vaci. Brânză de vaci. Până la aici. Ce sunt astea? Portocale. Da. Cafea pentru tati. La... Poate să-ți mai mult cafeaua. Da. Ție? Nu. Mie nu-mi place cafeaua. Nu-ți place, nu? Nu, că e acă. E amară. E amară. Și acolo în mână? Și în mână ce ai? Tot bunză de vaci. Bunză de vaci, nu? Da. Și asta? Tot din asta. Mozzarella? Tot mozzarella. Și ăsta ce e? Ce e aici? Tot latte, una. Latte, ce greu e? E greu, nu? Da. Lapte? Lapte pentru da. Noi. Ce mai avem acolo? Și... Stai, e gheu. Ulei. Ulei pentru mașini, pentru noi care coaptem. Și astea sunt cuvertele pe care le-a luat tati. Da. Atât? Da. Și cât au costat? 20 de milioane. 20 de milioane? Da, toate. Toate au costat cât? 20 de milioane. Da, Noa este... Bandicios. Bandicios este Noa. Da, pentru că voi e toate lucrurile și se toate cu ele pe jos. Și dacă se vede, și dacă se vede. Zici că-i taur. Astea-s taur. Astea-s fructele și legumele luate de Răzvan. Avocado aici și brânza. Iar aparatul ăsta de făcut popcorn îl vom testa fix acum.
Îl voi deschide. Adică aici așa. Apoi asta așa. Avem prima tură de popcorn. Super. Ce amuzant e. Cum dăm mânuțile înapoi. Cum e tiara, îți place? Da, poate, eu lasă. Am câteva săptămâni bune de când n-am mai călcat și situația stă cam așa. Puțină motivație nu strică. Haideți să ne apucăm de treabă, să dispară toate hainele astea. Mai am și aici de călcat, așa că astăzi ne vom ocupa de haine, de toate hainele astea. Să începem! Mi-am adus apă ca să beau în timp ce calc și este 8 și jumătate și până la 9 și jumătate am să calc. Ce faci, mă? Ce fățe că are, măi? Păi ce fățe că ai, măi? Nu. Ce faci, măi? Măi, ești la tati? Ești la tati? Ca să nu vă plictisiți în timp ce mă urmăriți călcând, vreau să stau puțin de vorbă cu voi. Foarte des am primit comentarii legate de faptul că mereu mă vedeți călcând, că ar trebui să investesc într-un uscător de rufe. Dacă aș avea unul, cu siguranță nu ar trebui să mai calc. Mi-ați mai spus că hainele se calcă singure în dulap, că ar trebui doar să le împăturesc. Foarte multe comentarii, cu foarte multe recomandări am primit de la voi și vă mulțumesc pentru asta. Însă, uscătorul momentan iese din discuție. Prima dată mașina de spălat, așa cum v-am spus de atâtea ori. Și probabil știți asta despre mine. Mie îmi place să calc foarte mult, adică din treburile casei, călcatul și gătitul sunt singurele care îmi plac cu adevărat. Pentru mine călcatul este ca un fel de terapie, mă destresez, nu mă gândesc la câte aș mai avea de făcut, pur și simplu profit de momentul acela în care eu sunt cu fierul de călcat, în care împăturesc haine și încerc să le aranjez cât mai frumos. Pentru mine asta este un fel de terapie și dacă mi-aș lua un uscător, cu siguranță tot aș călca, pentru că mie asta îmi face plăcere să fac, să calc, zic așa, din treburile casei. Pe lângă asta nu calc în fiecare zi, calc o dată la câteva săptămâni, las acolo să se adune mai multe mașini de haine spălate și uscate și după ce s-a făcut o grămăjoară mare, mă apuc să calc. Pentru că așa dacă aș călca toată ziua, probabil aș pierde foarte mult timp, așa că le las într-o săptămână sau într-o zi când sunt mai liberă și pot 2-3 ore să le aloc călcatului. Ce vedeți în spatele meu este o comodă neagră goală. Dar în curând o veți vedea plină de haine călcate și împăturite. Satisfacția de la final nu se poate spune în cuvinte. Cine consideră călcatul una dintre cele mai mari plăceri la capitolul treburi casnice, știe foarte bine că atunci când a terminat cu toate hainele de călcat de împăturit, are acea satisfacție care nu se poate descrie în cuvinte, așa cum este și spălatul vaselor atunci când le-ai terminat pe toate și le vezi pe toate puse la uscat, la fel ai o satisfacție foarte mare. Și vă pot da N exemple de genul acesta. O altă întrebare pe care o primesc foarte, foarte des este aceea legată de stația mea de călcat. Eu am o stație de călcat de la Tefal,
Pro Express se cheamă. Această stație am cumpărat-o în urmă cu 4 ani, cred. Cred că 4 ani, poate mai bine sau poate mai puțin de 4 ani. Acum am căutat eu modelul pe care l-am eu recent, pentru că cineva m-a întrebat, dar să știți că nu am mai găsit pe internet. Probabil nu se mai fabrică, nu știu să vă spun exact, dar oricum, cele de la Tefal din gama asta cu Pro Express sunt foarte bune. Sunt și modele mai noi, probabil îmbunătățite, dar dacă sunteți în căutarea unei stații de călcat, este o variantă foarte bună, cea de la Tefal Pro Express. Acum, probabil, modelul diferă în funcție de an. La stația mea am reușit recent să-i rup mânerul, pentru că am încercat să-i scot rezervorul cu apă din locul respectiv și am tras prea tare și s-a rupt mânerul. Dar în momentul în care această stație de călcat mă va lăsa, cu siguranță voi cumpăra una din aceeași gamă. Și chiar acum mă uit pe internet și văd că există stație de călcat Pro Express, Protect, de la Tefal. Sunt mai multe variante, sunt mai multe modele, cu prețuri diferite, bineînțeles. Și probabil când o să mă las stația asta, am să îmi fac așa un update la stația de călcat. Dar să sperăm că se va întâmpla peste vreo mulți ani. Și o altă întrebare pe care tot o primesc este cea legată de masa de călcat. Masa de călcat este tot de la Tefal, luată din Altex în urmă cu ceva timp. Este o masă solidă de călcat. N-am avut probleme cu ea. O singură dată că am apăsat eu din greșeală de acel mâner, a alunecat, dar în rest este foarte stabilă, se poate pune inclusiv stația de călcat pe ea, dar eu evit, mai ales când sunt copiii pe lângă mine sau sub masa de călcat, pentru că se pot întâmpla diverse accidente și nu vreau să risc, de aceea țin stația de călcat pe comodă sau pe un scaun pe lângă masa de călcat, dacă m-am făcut înțeleasă. Asta voiam să vă spun, că întrebările astea le tot primesc și de fiecare dată când calc, tot primesc întrebarea de unde e stația, ce model este, de unde e masa de călcat. Și m-am gândit să vă răspund aici. I-am dat și lui clătituță, nu v-am arătat că n-am apucat. I-am făcut în dimineața asta fetei pentru grădiniță clătite și acum este rândul lui Noah, pentru că el s-a trezit puțin mai târziu astăzi. Da, are și el o tuse superbă. Da, înainte de a filma, își băga clătita aici. Își băga aici clătita. Dar cred că face asta acum. Își băga clătituța și am vrut să îl filmez. Ce-o fi în căpșorul lui? Măi, nu mai dă pe jos, măi, nu mai dă pe jos, măi, fățucă frumos, măi. Și avem Dyson numărul 2. După o oră de călcat, situația stă cam așa. Mai am ceea ce vedeți aici. Mai sunt și plușuri, mai sunt și jucării în piscina asta. Nu mai sunt așa multe, sincer. Chiar nu mai sunt așa de multe. Mă duc să-i mai dau ceva lui Noua să mănânce pentru că a mâncat foarte puțină clătită. Mai avem puțin. Pe lângă asta este și standerul, să nu uităm de el. Superb. Voiam să vă arăt doar că mi-am făcut o salată din aceea super simplă, clasică, cu fasole și ceapă roșie. Nu știu, salata copilăriei, ușor Noua. Lui Noah i-am făcut brânză cu banană și n-a vrut să mănânce. Voiam să vă întreb ceva, dar înainte de asta vreau să vă zic că sunt bucătar amator. Mai am o grămadă de învățat în bucătărie, printre care și cum se fierbe corect fasolea, astfel încât să fie și coaja moale. Am fiert-o, este moale ea. Însă, mi se pare că e al dente. Nu e ca aceea din conservă. Să aibă și învelișul moale. Ce-i puneți la fierbere? Eu am schimbat apa de vreo 2 ori, am pus și un pic de bicarbonat, de sodiu și cu toate astea tot mi se pare un pic tare coaja. Cum procedați voi? Spuneți-mi, vă rog,
Spuneți-mi secretul că eu nu-l știu, sincer. Mă pun să mănânc, vrea și Noa și de asta face așa. Mâncarea lui nu i-a plăcut, dar vrea din mâncarea mea. Și dau bobiță cu bobiță. Haideți, ne auzim puțin mai târziu. Și da, acesta este micul meu dejun. Ce noroc am eu cu băiețelul ăsta, că astăzi are zi bună, da, și se joacă singurel. De obicei, când e Tiara la grădiniță, are dimineți bune, sincer. Tiara, când e acasă, îi smulge jucăriile din mână, da, și de asta se supără și vrea la mami. Dar în rest, dacă e Tiara la grădii, să știți că pot să-mi fac treaba liniștită. Da, puiule, da, hai, hai la mami. Hai la mami! Hai! Hai, 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 hai! Maimuțel! Am călcat până acum. Mai am hainele astea de aici și cele de pe stender. Este 11 și am băut jumătate de litru de apă. Ceea ce e foarte bine. Haideți că vreau să termin astea de călcat și ne auzim puțin mai târziu. În mod normal mi-ar fi luat 2 ore călcatul, însă având în vedere că sunt cu Noa acasă și Noa are nevoile lui, trebuie să-l hrănesc, să-l schimb, să-l spăl, dacă este și răcit trebuie tot timpul să-i trag mucișorii, durează mai mult procesul de călcare și împăturirea hainelor, de asta vedeți atât de multe secvențe. Din 2 ore s-au făcut vreo 5 ore de călcat, dar v-am spus, n-am călcat în continuu, am luat zeci de pauze, pentru că s-a întors și Tiara de la grădiniță, a trebuit să mă ocup și de ea și are tabieturile ei. Când se întoarce de la grădiniță, trebuie să o schimb, trebuie să o dezbrac, să se spele pe mânuțe, apoi vrea ceva de ronțăit. Dacă n-am nimic prin frigider, trebuie să văd ce încropesc. De asta pauzele sunt atât de multe și dese și au o durată destul de mare și dintr-o oră, două de călcat se transformă într-o jumătate de zi. Dar nu mă plâng, chiar recent am văzut un video legat de treaba asta că tindem să ne plângem de câte avem de făcut în casă. Dar noi ar trebui să privim totul cu recunoștință, pentru că avem posibilitatea să facem lucrurile astea. Sunt oameni care își doresc o căsuță, își doresc un loc al lor, o stație de călcat și nu au posibilitatea. Și de asta ar trebui să fim recunoscători pentru ceea ce avem, să fim recunoscători că putem să spălăm vase, că avem apă potabilă, că avem o chiuvetă, că avem... un aspirator. Putem să facem curățenie în dormitorul nostru, în casa noastră, că avem un acoperiș deasupra capului. De asta trebuie să fim recunoscători și să nu le mai tratăm pe aceste lucruri, treburile casei, ca fiind o povară. Să fim pur și simplu recunoscători că putem să facem asta. Iar pe mine acel video chiar m-a pus pe gânduri, pentru că la fel, tindeam să mă plâng că uite ce de treabă am și cât am de făcut, câte am de făcut și cu toate astea n-am privit-o niciodată ca pe o recunoștință că pot să le fac, că am parte de ele și odată ce le ai, ai responsabilitatea de a le păstra. Oarecum mi-a deschis ochii acel videoclip. Și în ultima perioadă, așa cum v-am spus, camera fetei este un adevărat depozit de haine, jucării, cărți, toate minunile se adună pe comoda pe care am mutat-o din living în camera ei. Pare că este o dezordine extraordinară, dar pur și simplu sunt lucruri puse acolo și stivuite. Din lipsă de timp și lipsă de spațiu nu m-am putut ocupa de ele. Atâta tot, dar nu e mizerie, pur și simplu dezordine. Oameni buni, eu aproape am terminat de călcat. Am stat și am împăturit toate hainele și le-am și călcat și inclusiv lenjeria asta am călcat-o pentru că se șifonează foarte tare și nu-mi place să se vadă așa. Da, astea sunt toate hainele din piscină și de pe stender. Aș mai avea astea de călcat, dar vreau să iau o pauză. După ce le calc pe toate, revin cu un update. Poate mă motivez să filmez pentru voi și reușesc și eu să le calc. Gata aici, le-am călcat pe toate.
Și am terminat. Chiar am terminat. Am călcat tot ce se putea călca. Și voiam să vă arăt ceva. La grădiniță fetei i-am făcut clătite, le-am uns cu miere, le-am rulat așa și le-am tăiat. Și i-am dat melci. Din aceștia i-am pus un pachetel. Bine, ea a cerut acum, din nou, ca la grădiniță, mi-a zis că vrea ca la grădiniță. I-am făcut. Dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că îmi place să fiu organizată. Atunci când mă apuc de un lucru, îl organizez, îmi place să sistematizez tot. Fiecare lucru să aibă locul lui. Am cutii pentru fiecare lucrușor. Body-uri, pantaloni, aceștia care vin acum lui Noua, dresurile lui. Aici sunt cârpele ce le folosesc la bucătărie, ori în casă, la curățenie. Aici sunt prosoapele de bucătărie, tot așa organizate, frumos. Astea sunt cârpele ce le folosesc la curățenie, când șterg praf, când șterg televizor. Și așa mai departe, am o adevărată cutie în balcon cu cârpe de genul acesta. Și fiecare lucrușor de aici își are locul în casă. Toate sunt organizate foarte bine. Mândrii mei se joacă aici. Bună, s-a trezit și Noua. Bună. Vii la mami? Vii la mami, măi? Păi. Bine. Ce faci? Ochi negri. Ochi negri, ce faci? Bandiță, Sile. Vrei în brațe? Ia și te joacă cu surioara ta. Așa, bravo. Surpriză! Surpriză! Pica-bu! Pica-bu, hopa! Bine! Ușor, ușor. Frumos, mic. Și tu ești foarte frumoasă, nu-i așa? Da. El e doctorul. El e doctorul? Nu, cine? Noa? Nu, el e doctorul. Am înțeles, ok. Bine, haideți că îi lasă să se joace singure acolo și eu termin treaba. Cât timp stăteam noi în casă așa frumușel, am constatat că ninge. Mi s-a părut mie că s-a întunecat așa deodată. Dar ce și ninge? Dacă ninge, o să vină din nou zăpada. O să vină din nou, așa e. Dar ce ninge? Da, nu ninge. Ninge mult? Da. Vreau să ningă peste tot. Peste tot. Vreau să ningă și în casă noastră. Vrei să ningă și în casă? Da. Ninge în sus? Asta n-am mai văzut-o să ningă în sus. Urcă fulgi în loc să coboare. Se joacă, dansează. Face piruiete, uite așa. Face piruiete, m-am mai văzut? Da. Ce fac fulgi? Ia să fac acolo. Mai e puțină, da. Dar ce fac fulgi? Dansează. Cum dansează? Da. Fac piruiete? Da. Uite. Uite, acum. Da, oameni faini. În sfârșit m-am vopsit. Este 9 și 11 minute. Și am să stau până la și 35. Sunt foarte fericită că am reușit să fac asta. L-am adormit pe Noua. Răzvan acum încearcă să o adormă pe Tiara. Am dus hainele în proporție de 90% la locul lor. Am spălat vasele, doamne, câte vase am spălat astăzi, dar n-am mai filmat. Vreau să citesc în seara asta, nu cred că editez. Mâine este sâmbătă, astăzi suntem în 3 februarie. Da, sigur citesc astăzi. Nu mai stau să editez, probabil acest vlog va intra duminică după masă sau poate reușesc mâine dimineață să editez, dar nu știu, sincer, nu știu. Și nici nu vreau să fac presiune pe mine. Când simt să fac să editez, atunci editez. Nu știu dacă știți despre mine, dar eu am început să albesc de la vârsta de 22 de ani și tot de atunci am început să mă vopsesc. De aproape 8 ani de zile mă vopsesc.
Am fost și neagră, 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 acum folosesc un șaten. Mă bate gândul să mă fac din nou neagră, dar poate într-o altă etapă a vieții mele. Atunci când voi fi albă complet în cap, o să mă fac toate culorile. Roșu, roz, albastru, verde. Atunci când am să fiu sură, am să mă fac toate culorile. Tot. Verde, mov, toate culorile am să mă fac. O să fiu... Tot ce n-am experimentat pentru că n-am curaj în tinerețe, o să fac la bătrânețe. Acestea fiind spuse, eu am să închid vlogul aici. O să stăm la povești probabil altă dată, pentru că vreau să mă axez pe mine seara asta. Copiii dorm, sau mă rog, aproape dorm. Și timpul ăsta vreau să mi-l dedic mie. Și cam asta e tot. Da. Vă mulțumesc tare mult că ați fost și astăzi alături de mine. Dacă nu v-ați abonat încă și vreți, m-ar ajuta foarte mult. Apăsați acolo pe clopoțel să primiți notificare ori de câte ori postez și să aveți o zi superbă. Iar noi ne vedem data viitoare cu un nou video. V-am pupat!